dragii mei, astăzi o să vin cu un clip ceva mai diferit, adică o să testez cumva, nu știu dacă pun numit test, dar vreau să văd o diferență între burețel și mânuță, să vedem care, cum se aplică. Deja eu știu, dar mi-ar place să împărtășesc cu voi, bineînțeles. Așa că mi-am curățat fața, mi-am dat cu cremă și acum o să aplic pe jumate din față cu mânuța BB cream și pe cealaltă cu burețelul. Hai să îi dăm bătaie să vedem ce va ieși. O să pun puțin BB cream aici pe mână. Usă-i cam mult. Doamne, așa de frumos e afară. Îi superb. Deci mai întâi o să aplic cu mâna partea asta. Să vedem cum se aplică. Luai o cantitate cam mare. Să mă uși în oglindă să mă văd. Mamă, dar usă-i ca pe cală. Să vedem. Deci am făcut ieri o grămadă de poze afară, cu flori, cu copaci, cu... Doamne, așa de frumos, deci n-am cuvinte să vă spun. Ok, am aplicat o cantitate cam mare și am acoperirea super mult, super, super mare, vreau să vă spun. O să o distribui peste tot. Aștept să-mi vină și niște pensule și o să mai fac un clip de genul acesta. Deci în partea asta am aplicat cu mână. Da? Și pe partea cealaltă o să aplic cu burețelul. Îmi place cum se aplică și cu mâna, nu pot să spun că nu. Dar parcă cu burețelul... Da, l-am testat deja și trebuia să fac clipul ăsta mai demult, dar nu știu de ce nu l-am făcut. Dar acum m-am gândit că... Bine, m-am gândit de mult, dar tot am amânat, ba am făcut una, ba alta și... Deci cam așa se prezintă. Îmi place. Are acoperire bunicică. Să vă iau mai aproape. Deci jumate de față este aplicată cu mâna și în partea asta nu am nimic. Am pe aici ceva puncte roșii pe aici. Acum, mi-a curs. Bine că nu a curs în pat. Acum o să aplic cu burețelul. Să vedem. Am pus cam multă cantitate pe mână. Și hai să vedem. Oh, ce mult îmi place. Cu burețelul aplică mult, îl estompează mult mai bine. Am eu impresia. Și îi dă un alt aspect. Îi dă un aspect așa, nu știu cum să vă spun, parcă mai mat. Nu știu de ce am eu impresia asta și n-am luat foarte, foarte multă cantitate. Să vedem. Dar îmi place, deci nu e foarte bine blenduit. Pe cameră nu știu dacă se observă atât de bine diferența. Să mă iau puțin. Am pus cam mult. Usă-i acum, ia uite. Dar are acoperire bună BB cream-ul ăsta. Mai ales dacă vrei ceva foarte, foarte, să acopere foarte bine. Deși eu nu prea am așa, cine știe ce imperfecțiuni. Nu-i prea mult în coac cu el. Nu am foarte multe imperfecțiuni, să spun, am pete, am nu știu ce. Singura problemă care aș putea spune că o am este aici, la nas, punctele negre și câteodată pe aici anumite puncte roșii. Dar în rest nu trebuie acoperire extra, extra mare. Ok, hai că e ok. Îmi place cum să... făcut. Mi-am dat și pe buze. Așa, să nu intru în partea cealaltă. Cam asta ar fi. Să vă iau mai aproape.
Da, mie mi se pare că în partea asta se vede, parcă e mai natural așa, parcă nu prea dată cu nimic. Ei, în partea asta se vede că am e dat pe față și aici n-am dat bine. Da, deci eu pot spune că se vede o mică, mică diferență. Nu e cine știe ce, adică nu cred că ar zice cineva, a, dai, vezi că nu te-ai dat bine cu fond de ten. Dar e o mică diferență. Dar amândouă sunt bune, adică dacă nu-ți place să te dai cu burețelul, îți pui fondul de ten cu burețelul, poți foarte, foarte frumos să îți dai cu mâna sau cu pensula. Vă spuneam că aștept să-mi vină niște pensule pentru față și o să mai fac un clip de genul cum e cu burețelul și cu pensula. Așa că îmi setez fața imediat cu o pudră și vreau să și continui, dacă tot am început să mă machiez, nu să mă machiez, să aplic BB cream-ul, o să fac și un machiaj. Hai să vedem. Așa, o să iau paleta aceasta de la Sleek și o să-mi setez fața cu pudră. Ce vreau să vă spun la BB cream-ul ăsta, dă un aspect așa lucios la față, ca și cum ai avea iluminator. Îmi place, poți să nici să nu te dai cu iluminator, că îți rezolvă această treabă. Era să iau de jos. Ok, cam asta ar fi. Și o să încep să-mi setez pleoapele, hop, cu fardul acesta mic de la Revlon. Pentru a avea baza pregătită pentru machiaj. O să începem. Sper să nu vă plictisesc. N-am mai filmat de mult un filmuleț cu machiaj în care să vorbesc, nu doar să filmez și apoi să înregistrez eu vocea. Dar m-am gândit dacă azi e luni, e și sărbătoare, am timp de un pic de filmat. Ok. Aș vrea să fac un machiaj cu mov și cu auriu, părul nu-mi stă nici cum și mă gândesc să mă tund, da, i-am zis soțului că vreau să mă tund, parcă m-am săturat de bob. Dar să vedem când și cum. Ok, am setat și plopa. Acum o să iau paleta de la Juvia și mă gândesc să folosesc. Aici se vede albastru, dar am impresia eu că e un mov. Ia să vedem ce fac un soțiuleț. E un mov foarte închis. Camera se vede albastru, ia uitați. Hai să vedem. Ok. Mai întâi să iau o culoare care să o pot blendui. O să iau maroniu ăsta puțin. Nano, așa îi zice la culoare, mă uitam la ce, cum îi zice la culoare și o să aplic un maroniu pentru a putea forma foarte bine tot ce trebuie. Adică îmi aplic un maro ca să mă înțelegeți pentru a avea toate culorile într-o legătură, să nu vină, Doamne, m-am uitat acum câteva zile la un videoclip, da? Unde m-am machiat, Doamne. Deci mă machiam oribil. Nu acum, nu pot spune că acum sunt expertă, dar aplicam culoare fix. Adică puneam aici o culoare, mai încolo altă culoare și nu blenduiam. Deci era total o varză. Nici acum nu mă știu eu super, super bine, dar eu zic că am avansat un pic. Să zic așa.
Numai când eu n-aveam habar. După ce am început să mă uit la Dana, la Taifas cu grăsuța, atunci am început să-mi iau și o paletă, că n-aveam paletă. Și atunci am început să mă machiez. Habar n-aveam, habar n-aveam. Și mă uitam la ea și vedeam cum se machiază ea și chestiile astea, dar, nu știu, parcă nu eram atentă la ce spune sau nu... Nu știu, mie îmi plăcea doar să mă uit și să o ascult. Și acum îmi place. Nu vorbesc numai de trecut și acum mă uit la ea și îmi place ce face. Dar vă spun că atunci, nu știu, parcă nu mi-intra pe urechi ceea ce spunea ea. Până când am vorbit odată cu ea și ziceam, uite, așa, nu știu ce, nu știu ce, și mi-a explicat și pe urmă am început eu să fiu mult mai atentă la chestiile astea și să citesc ce se combină, cum se combină, nu știu ce. Ok. Acum, o să iau puțin din culoarea asta, albăstruie, care vă arătam, și o aplic în colț. Așa, să-mi scot și ochii puțin. Mamă, ce frumoasă e! Și vreau la mijloc, adică în partea interioară a ochiului, vreau să pun o culoare mai deschisă, cumva scriptoare, așa. Mă gândesc eu. Nu știu, am impresia că o să se combine bine și iasă un machiaj frumos. Așa. Nu vreau să fie ceva extraordinar. Dar cât de cât să fie culoare pe ochi și să arate decent. Ok. Acum o să revin cu maroul de dinainte puțin și o să amestec aici pentru a se pierde culoarea și să nu rămână așa, ai aruncat o găleată de vopsea pe perete, arunci alta. Cam așa văd eu lucrurile. Nu sunt expertă, dar învăț și îmi dau și seama că, ok, un machiaj când nu-mi iasă bine sau când îmi iasă bine, îmi dau seama de treaba asta. De multe ori am filmat machiaje, adică machiaje, când mă machiam și nu a ieșit bine și nu l-am postat. Nu mi-a plăcut ce a ieșit și am zis, ok, decât să postez așa ceva, n-are niciun rost să postez ce nu-i ok. Ok. Acum o să iau cu o piensulă. Nu e bună asta. Mai plată. O să iau o culoare, zice Faso. Cam așa se prezintă ea, nu știu dacă puteți vedea și nu-mi dă focus. Nu vrea. Ok, o să vedeți voi pe ochi. Mi se pare că se potrivește foarte, foarte bine. Da, am luat cam puțină. M-ați întrebat, că tot discutăm acum în timp ce mă machiez, când o să fac un Q&A. Dacă vreți, lăsați-mi întrebări la acest video și eu în videoclipul de vineri o să filmez un Q&A cu întrebările voastre. Despre orice, ce aveți voi chef, dar să nu le repetați, adică dacă a pus unul sau o persoană întrebare când o să, nu știu, când o să faci mukbang, de exemplu, nu mai repetați întrebarea, că n-are rost. Și o să-l filmez cu mare drag dacă vreți. Am primit de mult întrebarea asta, când o să mai faci un mukbang și... Și da, și întrebarea cu mukbang-ul am primit-o și cu Q&A-ul, așa că vă rog să îmi lăsați comentariu, să-mi spuneți cu ce ați vrea să fac mukbang-ul, că o să fac și unul din ăla, și să-mi lăsați și întrebările voastre
pentru vineri, ca să vă răspund la ele. Și ce vreau să vă mai anunț, dacă tot avem timp de discutat astăzi, cam așa mi-a ieșit. Foarte simplu, nu e ceva complicat. Culorile s-au făcut super bine, s-au blenduit mișto, adică le-am blenduit, că nu s-au blenduit ele singure. Acum e frică de tuș. Da, mă duc să-l iau că nu îl am. Gata, am luat și tușul. Acum, dacă îmi stric machiajul, aia e. Mă vedeți așa mânzălită. Hu, ce emoție am. Hai să fac o dita mai întâi. Da, deci eu mă machiam și mă suna mami, aveam telefonul pe silențios și când mă uit, ați pierdut o codiță. Și da, vă spuneam, stați așa să-mi fac tușul și apoi vă spun și anunțul. Ok, hai că e ok. Cam așa se prezintă. Acum. Un ochi l-am făcut, să facem și pe elalt. Să vedem. Așa. Nu știu dacă o să fie la fel ca cealaltă. Ce bine a ieșit. Încerc să fac linii mici, să nu mă duc imediat și să distrug totul. Ok, hai că încep să-l stric deja. E bine. Dar mi-am dat puțin în partea de jos. Și n-am un băț. Un bățișor din acela de urechi. Ok, nu contează că oricum în partea aceasta o să-mi aplic un creion negru. Cam aceasta e linia și în partea asta și în partea asta a ieșit bine. Nu pot să zic că am făcut cine știe ce greșeli. Acum o să-mi arcuiesc genii. Sincer, mi-e cam frică de chestia asta. Nu știu de ce. Dar că mi-ar scoate ochii. Bun. Să trecem. N-am rimeliu. O, Doamne, stați că revin acuși. Gata, l-am luat și pe el. Mă învârt 100 de ani. A ieșit frumos, nu mă așteptam, sincer, la tuș nu sunt super, super pricepută, tot timpul greșesc ceva, părul ăsta nu-mi stă deloc, deci cât de curând îl tund. Ia să facem și genuțile. Astăzi nu știu de ce spusă pe orbit așa. Dar îmi place cum arcuiește genele, adică
se vede diferența, bravo! Doamne, doamne! Și acum mă gândesc, nu știu, să-mi aplic un creion albastru sau negru pe linia apei. Și normal că m-am urdărit aici. Că nu are altfel cum să iasă un machiaj dacă nu greșești ceva. Nu știu vouă dacă vă iasă machiajul din prima, perfect, perfect, fără nicio mânzăleală. Cam așa a ieșit până acum. Da, și în partea de jos, doamne, doamne. Ok, așa cum e, că nu m-am mărit. Părul ăsta îmi stă ca... Așa, ce urmează? Să-mi dau cu creion. Știu ce să fac, să-mi dau cu albastru sau cu negru pe linia apei. Ia să vedem. Stă mai bine cu albastru. Ai, 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 că mi-l bag în ochi acum. Și vă spuneam de give. Da, asta urma să vă anunț. Când o să fac 3000 de abonați, o să fac un giveaway. Nu vă spun ce, o să fie la fel cum v-am obișnuit, o surpriză. Și o să primiți la giveaway. Și mă gândesc să aleg mai mulți câștigători. Asta nu e chiar sigură, nu e ceva stabilit, dar vreau să vă anunț când o să fac 3000 de abonați, o să fac un giveaway. Așa că spuneți tuturor, dați share și abonați-vă. Când o să fac 3000 de abonați, o să fac un giveaway fain. Nu știu cu ce, o să fie ce o să-mi treacă mie prin cap, ce o să-mi placă mie, aia o să cumpăr. Și, a da, să terminăm și cu machiajul. Să-mi aplic acum foarte puțin blush, nu-mi trebuie cine știe ce. Și puțin iluminator. Foarte puțin, v-am spus că BB cream-ul pe care îl folosesc e de un aspect foarte lucios feței și nu aveți nevoie de iluminator. Dacă vreți voi neapărat, atunci da, vă puteți pune. Așa că am terminat machiajul. Cam așa a ieșit. Nu e super, super perfect, perfect, dar mie îmi place. Așa că ce vreau să vă spun este că nu uitați să-mi lăsați comentariile, întrebările voastre pentru clipul de vineri. Am uitat să mă dau cu ruj. Doamne, astăzi sunt beată. Nu știu, mă grăbesc să spun tot ce vreau să spun și era să uit de ruj. Mă dau cu rujul ăsta de la Elf. Ce fain e. Asta e. Normal nu trebuia să mă dau cu ăsta, trebuia să mă dau cu ceva mai deschis, pentru că am la ochi deja o culoare foarte, foarte, da, movă. Și trebuia să aleg un ruj ceva mai deschis, dar pe ăsta l-am ales. Nu mi-eram prea să mă machiez, dar am zis ok, hai. Așa că vă pun jos în patul meu și să reglăm asta. Ok, acum vreau să vă spun următoarele treburi. Să-mi lăsați comentarii cu întrebările voastre pentru videoclipul de vineri. O să fac un Q&A, o să anunț și pe Instagram, o să iau întrebări de pe Instagram, întrebările pe care mi le lăsați pe Instagram și pe YouTube și o să fac un videoclip vineri cu el. Apoi, vreau să îmi spuneți ce ați vrea să mănânc în următorul mukbang. Mă gândesc să-l fac, o să văd când o să-l fac, poate o să-l postez în cursul săptămânii, nu știu, o să văd.
și să vă ce să vă de giveaway. Tot ce trebuie să fiți să faceți este să vă abonați la canalul meu și când o să fac 3000 de abonați, atunci o să dau drumul concursului. Atunci o să vă spun și regulile. Vreau să îl anunț de pe acum pentru că am un plan ce să iau, ce să nu știu ce. Așa că cu cât ne strângem mai mulți, adică cu cât se ajunge la suma de 3000 de abonați, eu o să dau drumul concursului și nu o să vă spun ce o să câștigați, o să vă arăt în momentul în care extrag câștigătorul sau câștigătorii, o să mă gândesc cum o să fac, dacă o să fie mai mult sau doar unul. Ce vreau să vă mai spun este să nu vă supărați dacă nu câștigați voi, una dintre voi, pentru că nu am cum. Dar o să văd cum o să fac. Așa că, acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Diferența dintre burețel și mână e foarte puțin vizibilă, nu e foarte mare. Poate la un fond de ten mai, cu acoperire mai mare, cred, poate se vede diferență, dar mie nu mi se pare una foarte, foarte mare, adică care să iasă în evidență, să zic, a, dar pe fața asta, pe partea asta cu ce ți-ai dat și aici cu ce ți-ai dat. Am vorbit mult, nu știu, mă grăbesc să vă spun tot și pur și simplu nu mai mi ies cuvintele cum trebuie. Acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și machiajul, chiar nu am mai făcut de mult un videoclip în care să vă și vorbesc, nu doar să mă machiez și apoi să înregistrez eu. Mi se pare că e mult mai, sunt mult mai aproape de voi atunci când filmez și dau din gură. Așa că, 1. Aștept întrebările voastre pentru următorul Q&A, adică pentru vineri. 2. Spuneți-mi ce vreți să mănânc pentru mukbang sau mukbang sau cum o fie. Și 3. Da? Abonați-vă la canalul meu și dați like și dați share pentru că atunci când se vor strânge 3000 de abonați, voi face un giveaway. Așa că v-am țucat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!